Suntem la Muzeul Național de Artă, unde îl puteți vedea pe Grigorescu cu Carol cu Boi, în cadrul expoziției Art Safari. Eu însă vă povestesc despre Ceapaev și Vidul, adică Ceapaev și Pustota, un titlu care vă spune ceva, da? Și mă întreb de ce oare nu se indignează proprietarii canalelor de televiziune, nici măcar cei interpuși, că li s-au suspendat licențele. Ei care pierd zilnic sume enorme de lei, dolari și euro, pentru că nu mai pot încasa bani din publicitate comercială, s-au ascuns în spatele câtorva vedete pătimașe ce au pretenție că sunt cele mai autentice și singurele apărătoare ale libertății de expresie. Ca să nu mai vorbim despre daunele irecuperabile de imagine pe care le suportă mogulii presei electronice după ce li s-a stricat mașinuța de strecurat publicitate politică în știri sociale. Cine se mai uită pe TikTok-uri și alte platforme internăucitoare la știri despre darea în folosință a unui tobogan sau despre daruri de consolare pentru cei și cele care au ratat soldele de protestatari după ce procurorii i-au cam tăiat macarona milionarului Pribeag? Ce mamă de scandal era să facă Oleg Cristal dacă ar fi rămas în continuare proprietarul celor două canale de televiziune, 2 și 3, pe care îi le transmisese în proprietate Vlad Plahatniuc. Poate vă mai amintiți de acel episod din luna mai a anului 2017, când Consiliul Coordonator al Audiovizualului a luat act de tranzacția ce l-a transformat în mogul pe un consilier al lui Plahatniuc. Mogulii de astăzi nu mai au persoasiunea infatigabilului Corneliu Furculiță, pentru care ziua de salariu era lucru sfânt, astfel încât până și președintele Dodon avea grijă de punguța cu doi bani a colegului său de partid. Vorba cu Anei Chiriță, după sac și cărpală. Au lăsat-o pe mașa trompetista Kremlinului să pledeze cauza lor de victime ale regimului autoritar pus în serviciul Occidentului, citat încheiat, dar descheiat la prohab, vorba neoclasicului Victor Pelevin, cel care de mult anticipase căderea în gol a Imperiului Rus în romanul intitulat Ceapaev și Vidul, Ceapaev și Pustota. Continuând logica acestei împerechiere, aș propune binomul Putin și Întunericul, pornind de la o definiție dată de Ecaterina Schulman, feblețea mea din mass media virtuală. Harnica și temeinica cercetătoare în domeniul politologiei spune că întunericul e lipsa luminii, el nu are propria consistență. O cât de mică rază de lumină distruge întunericul, exact ca în scenele cu draci și vidme descrise de ucraineanul Mykola Vasilievich Gogol, privatizat de ruși.